Bună, mă numesc Diana Mocan și voi citi un fragment din cartea Făt frumos din lacrimă, scrisă de Mihai Eminescu. Luna limpede înflorea ca o față de aur pe seninul cel adânc al cerului. În aerul nopții, Făt frumos își spăla fața în baia de lacrimi. Apoi, învâlindu-se mantaua ce o țesuse din raze de lună, se culcă să doarmă în patul de flori. Împărăteasa se culcă și ea lângă el, și visă un vis că Maica Domnului desprinsese din cer două vinete stele ale dimineții și le așezase pe frunte. A doua zi, deșteptată, ea vedea. A treia zi se cunună împăratul cu fata ghenarului. A patra zi era să fie nunta lui Făt frumos. Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor cum horesc îngerii când se sfințește un sfânt. Și roiuri, de unde răsărind din inima pământului, le-a spus cum cântă ursitorile când urzesc binele oamenilor. Astfel, lăutarii măestriră hore înalte și urări adânci. Trandafirul cel înfocat, crine de argint, lăchimioarele sure ca mărgăritarul, mironosițele vioarele și florile toate s-adunară, vorbind fiecare în mirosul ei, și ținură sfat lung, cum să fie luminele hainei de mireasă. Apoi, încredințarea taina lor, unui curtenitor flutur albastru, stropit cu aur. Acesta se duse și flutură în cercuri multe, asupra feței miresii, când ea dormea și-o făcu să vadă, într-un vis luciu, ca oglinda, cum trebuia să fie îmbrăcată. Ea zâmbi, când se visă atât de frumoasă. Mirele-și puse cămașă de tor de lună, brâu de mărgăritare, manta albă ca ninsoarea. Și se făcu nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost pe fața pământului. Și-au trăit apoi în pace și în liniște, ani mulți și fericiți. Iar dacă a fi adevărat ce zice lumea, că pentru feții frumoși vremea nu vremuiește, apoi poate că o fi trăind și astăzi.